În acest sfârșit de săptămână, iadul alb a pus stăpânire și pe județul nostru. Un drum național și alte câteva județene au fost închise din cauza zăpezii așezate pe carosabil. Zeci de localități au fost lăsate fără curent electric după ce vântul a rupt cablurile de tensiune. Autoritățile au avut cel mai mult de furcă în cazul urgențelor medicale. Ambulanțele au plecat către locurile solicitate, dar din cauza zăpezii nu au putut ajunge. Drumarii și echipele de intervenție s-au luptat cu nămeții pentru ca pacienții să fie preluați și îngrijiți. Am avut un copil cu stare febrilă la Boldu, o femeie în vârstă de 60 de ani cu probleme cardiace și respiratorii la Balta Albă, de asemenea o femeie de 40 de ani la Boldu cu manifestări bronșice și astmatice. Am avut o gravidă la Vâlcelele, toate au fost rezolvate în timp foarte scurt, preluate de către Șenila Taisu, transportate până la locul unde ambulanțele erau pregătite să preia aceste cazuri medicale. Cele mai dificile situații au fost întâlnite în localitățile în care accesul se face pe drumul național 22, care a fost închis încă de vineri, însă nici pe drumurile județene care leagă localități de câmpie situația nu a fost prea bună. Am mai avut o salvare cu doi dializați care trebuiau aduși, care s-a blocat pe drumul județean 220 în zona Cochirleanca. S-a dispus deplasarea cu utilajele specifice pentru scoaterea din nămeți a salvării respective. A mai fost o persoană de 70 de ani, un caz social la Bălăceanu, care a căzut în stradă, a fost preluată persoana respectivă de către un asistent social din localitate. Circulația pe toate drumurile din județ a fost reluată abia seara, însă pe drumul național 22, care leagă municipiul Râmnicu-Serat de Brăila, a fost menținută o restricție de circulație pentru mașinile de mare tonaj. Aceasta a fost ridicată în această dimineață. Autovehiculele cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone nu li se permitea accesul pe acest drum, întrucât calea de rulare era destul de îngustă. Toată noaptea s-a lucrat la lărgire, astfel încât astăzi de dimineață la ora 9 drumul respectiv este operațional pentru orice categorie de autovehicule. Și lucrătorii de la Electric au reușit să remedieze toate avariile apărute în acest weekend, astfel că la orele serii nicio localitate nu mai era afectată din cauza lipsei de energie electrică.